Bună seara, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Fața dumneavoastră, domnul Mihai Stoichiță, director tehnic al Federației Române de Fotbal și astăzi seara antrenorul reprezentativei Under 21. Secund. Și Denis Man, capitanul din această seară. Am să vă rog să începem cu domnul Stoichiță pentru că se grăbește puțin și după aia continuăm cu Denis. Domnule Stoichiță, v-a prins rolul de selecționer în această seară? Păi ce e nou pentru mine? Nu e deloc nou la orul de selecționare. Știți foarte bine câte selecționate am, de câte ori am fost în postura asta. Dar m-am bucurat că am fost la echipa națională de tineret a României, pentru că e o onoare să muncesc cu acești băieți minunați, acești copii care îi admir foarte mult și țin foarte mult la ei. Cred că nu are sens să îi mai laud pentru că, practic, cum joacă le aduc laudele tuturor. Și atât vreau să-l felicit și pe Adi pentru cum i-a pregătit, cum i-a așezat, cum i-a pus în teren, pentru că Adi cu stafful lui, care din păcate sunt acum în izolare, sunt cei care sunt arhitecții acestui succes. Eu doar am intrat în rolul unui antrenor pasager în istoria lor, care i-am ajutat și i-am ordonat cât am putut și eu în timpul acestui meci. Mă bucur că există ei și că putem să sperăm în continuare că o să avem o echipă națională în viitor foarte, foarte bună. Eu am încredere și în cei care sunt acum și care mâine vor juca cu Austria. Și eu cred că simbioza asta într-un viitor nu prea îndepărtat, pentru că ar trebui să înțelegem că având jucători, nu mă refer acum la Denis Man, care este o certitudine și, mă rog, dar sunt jucători care sunt atacați într-o fostă generație de U21 recte, știu eu, Ianis Hagi, la Craiova, cum îl cheamă, Cicălzău, păi nu vă spărați. Jucători care ridicam în Slăvea anul trecut, la nivelul de Under 21, dar care peste 2 ani de zile când se vor maturiza, pentru că trebuie să înțelegem că acest proces de maturizare în fotbal poate să fie mai lung, împreună cu ce vine din urmă și din echipa asta care să dea Dumnezeu să califice la campionatul european și cu ce mai avem dintre cei vechi, să putem să facem o națională puternică. Dacă nu avem răbdare, o să ne autodistrugem permanent, o să ne schimbăm antrenorii permanent, cu care eu nu sunt de acord, și nu vom avea niciodată o stabilitate a performanței și a, de ce nu, unei prezențe plăcute în teren, cum a fost în seara asta, chiar dacă trebuie să recunosc, n-am întâlnit o echipă grozavă, dar, în orice caz, să poți să te descurci împotriva unei echipe care joacă extrem de compact și să ai atâtea ocazii de gol, că eu cred că am mai avut. Ha? 11? L-ai numărat? Încă vreo 11 ocazii de gol, că n-am stat să fac statistică în timpul meciului. Asta înseamnă sudoare, înseamnă inteligență de joc, înseamnă faze care sunt gândite și exersate de ei împreună cu antrenorii lor la antrenament. Asta e caracterizarea jocului din seara asta și a situației actuale a fotbalului românesc. Aveți întrebări? A venit cu noroc, rezultatele din seara asta ne ajută, victoria cu Danemarca înseamnă încă o calificare la campionatul european. Nu știu dacă și meciul nu ne ajută să fim calificați la campionatul european, n-a făcut socotel. Am înțeles că sunt câteva partide care ne ajută ca rezultat în seara asta. Nu stau acum să calculez că îi las pe ei să bucure pe copii și ce-o fi la meciul cu Danemarca. Eu cred că nu o să avem probleme, vă spun de acum, pentru că i-am simțit și eu în seara asta de pe bancă. Îi cunosc de mult, dar în momentul în care sunt concentrați, sunt determinați, aceste două caracteristici le adaugă la la talentul lor imens, pentru că mie mi se pare că sunt jucători foarte talentați. Da. Avem emoții în privința calificării? Eu n-am emoții, dacă dumneavoastră aveți. O să am emoții la meci normal, pentru că aș fi un nesimțit să n-am emoții, pentru că e o stare de stres competițional pe care o trăiește oricine în lumea asta, poate să fie el și Mourinho și aia, o dejoacă într-un fel sau altul, dar așa am mare încredere, nu vorbesc de emoții acum, am mare încredere în ei și în staful lor. L-aveți alături de noastră pe Denis, l-ați simțit și astăzi, a lipsit el echipei mari la meciul cu Islanda, să spunem că a fost mult mai important. Denis este un jucător de mare talent, este un jucător care deja e o certitudine. Din păcate, probabil că ar fi făcut parte din echipa națională a României mare, din ce știu eu, nu sunt eu selecționerul, este Mirel, dar perioada de inactivitate care a avut-o, știți foarte bine datorită
căror lucruri. Probabil că l-au determinat pe Mirel să nu-l ia la prima reprezentativă. E și normal, erau două jocuri fizice cu două echipe extrem de bine puse la punct la acest capitol. Ați văzut și dumneavoastră, atât Norvegia cât și Islanda, riscai foarte mult să-l bași pe Denis într-un meci ca cel cu Islanda, să zic, și starea terenului să-l ducă către o accidentare, pentru că era foarte greu terenul. Eu n-am fost la teren. Am stat în cameră de hotel acolo și nici la antrenament oficial, că ne-au poprit islandezii. Putem să trecem de la fraza să nu luăm multe și să dăm iar multe într-o perioadă atât de scurtă de timp? Fraza cu să nu luăm multe aparținându-i domnului Rădoi, nu? Este o frază probabil de stimul pentru jucătorii lui și nu este o frază care să fie adresată, știu eu, tuturor. Este o frază care probabil poate să creeze o stare de spirit la echipa națională mare, care probabil că va fi trezită de aceste cuvinte, pentru că uneori mai trebuie să-i mai și dojenești, nu să-i pup tot timpul, știi cum se spune, copilul trebuie cupat în somn, la fel și fotbalistul. Și în restul timpului să fii foarte atent, să fie tot timpul conectat la ce trebuie să facă. Considerați că a fost, eu știu, o frază mirică să mobilizeze jucătorii sau poate o frază scăpată la cap? Am spus-o deja. Eu consider că a fost o stratagemă a lui Rădoi pentru a-și mobiliza echipa pentru meciul de mâine. E ultima întrebare, dacă mai vreau. Domnul Iosechiță, o calificare a echipei de tineret ar mai șterge din durerea ratării calificării a primei reprezentative? Nu știu dacă ar șterge din durerea primei reprezentative, dar o calificare a echipei de tineret ar fi o confirmare a talentului tinerilor pe care îi avem, ar fi o premieră pentru fotbalul românesc. În toată istoria lui să aibă două calificări consecutive, ne-a chinuit câți ani? 50 și nu știu câți ani sau cât? Nu, 20, 50 pentru Olimpiadă. Dar 50 ceva de ani ne-a chinuit pentru Olimpiadă și vreo 20 de 98, nu? 22. 22 pentru o calificare, 21 de ani, anul trecut. E, gândiți-vă că dacă vin două la rând, asta înseamnă că se muncește bine la nivel de copii și juniori și că deja putem să avem germenii unei viitoare echipe naționale puternice. Părerea mea. Cred că simbioza dintre acești copii minunați de la U21 și cei de la U19, care vor avea campionatul european de anul viitor la București, unde ați văzut în seara asta un jucător de la ei, de la Gușin, jucând la, de 18 ani, jucând la 21 de ani, da? Aia a fost și Luis Munteanu rezervă. Gândiți-vă că parcă avem un viitor frumos, zic eu. Deja ăia joacă până Italia, până la Juventus, până la Fiorentina. Denis probabil că va ajunge și el în vestul Europei și asta este un mare lucru, pentru că nu mai exportăm doar către Est. Și alți jucători din jurul lui de aici, din echipa asta, așa că eu cred că v-am răspuns foarte clar la situația actuală și la întrebare. Mai aveți? Vă mulțumim frumos, domnul Stăchiță se grăbește, vom mai rămâne cu Denis. Nu mai mă grăbesc, nu m-au lăsat aici, stau cu Denis. Ah, vreți să mai stați? Stau cu Denis, care e problema? Denis, sunt convins că te-ai fi imaginat jucând pe arena națională la campionatul european. A fost o dezamăgire mare că am ratat calificarea. Bună seara, în primul rând. Da. Ne pare rău că cei de la echipa mare nu au reușit să se califice. Este un moment greu pentru fotbalul românesc, dar nu avem ce să facem, trebuie să mergem înainte și să fim încrezători pe viitor. Lumea s-a împărțit așa în două tabere. Tabăra care simpatizează în continuare echipa națională de tineret și tabăra care critică naționala mare. Te simți puțin fericit, glumim puțin, că încă ești în tabăra celor mici care se bucură de tinere? Nu, este normal, m-am obișnuit. Și pe noi, cei de la tinere, ne-au criticat. Citise mesaje în care ne criticau. Până la urmă, când nu-ți faci treaba pe teren și nu câștigi, toată lumea își dorește să câștigi. Este normal să vină și criticile. Denis, după meciul cu Ucraina, probabil frustrările erau mari, aș crezi nemeritat, în penalti și mine cum s-a dat. Dar cum e acum când știți că stați la mâna voastră pentru încă un turneu final, gândiți-vă și ce a fost la săvară în Italia?
Da, în primul rând ne bucurăm că suntem la mâna noastră, avem un meci luna viitoare, avem timp să-l pregătim și sunt încrezător. Am încredere în colegii mei, sunt cei mai buni din România. Mă antrenez, când vine aici mă antrenez zi de zi cu ei, îi simt, sunt jucători foarte buni. Avem pe Mister care pregătește foarte bine alături de staff, fiecare jucă în parte. Și chiar sunt încrezător pe luna viitoare. Care. Multă lume s-a întrebat de ce n-ai fost și tu la echipa națională mare. Crezi că ai fi putut face față după această perioadă pe care ești timp, ai traversat-o? Ai fi putut face față la echipa mare în aceste meciuri importante? Ar fi urât din partea mea să-mi dau cu părerea. Mirel Rădoi asta a hotărât, este decizia dânsului, el este selecționer. Eu, unde sunt convocat, încerc să-mi fac treaba cât mai bine și voi da totul pe viitor. Ai avut vreo discuție cu selecționerul de la echipa mare, cu Mirel? Am vorbit cu dânsul, dar când am vorbit cu el eram pozitiv. Nu știam că apoi o să devin negativ, pentru că asta s-a întâmplat foarte repede. Vorbisem, cred că joi cu Mirel, iar vineri am făcut testul și am fost negativ. Deja trimisese convocările. Dar, cum am mai spus, nu sunt supărat. Sunt fericit că am onoarea să joc alături de băieții de la tineret, care îi știu și din campionatul intern și nu numai, jucători foarte buni. Sunt puțin supărat, sincer, că echipa națională mare a ratat calificarea. Cred că fiecare dintre noi suntem. Denis, cum te-ai simțit în viața? Da, o întrebare grea. Sincer, când mă uitam la stadion, mi se zbârlea pielea pe mine și mă gândeam de mic că îmi doream să joc pe un asemenea stadion, cu asemenea istorie. Ce pot să spun? Îmi pare rău că nu am avut ocazia să joc până acum. Poate pe viitor, nu se știe. Ultima întrebare. Cum te simți în postura de declara națională și de capitan în același timp? În primul rând, dă încredere, nu este niciun fel de presiune. Mă bucur că Mister are încredere în mine, colegii au încredere în mine și când oamenii de lângă mine au încredere în mine, sunt un jucător care dă totul. Mulțumim frumos! Mulțumim și noi! Și mulțumesc!